zis că venim în Alba, că în București e gălăgie. Nu știu dacă mă auzi ce spun. Bravo, Manu! A zis să scăpăm de gălăgie pentru câteva zile. Poți să spui ce mănânci? Cine ghicește ce e chestia asta? Probabil chestia asta cu câteva zile făcea quac, 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 quac. Ați mâncat vreodată broaște? Eu n-am mâncat niciodată, asta e prima dată în viața mea că mănânc broaște. Și sunt tare curios ce gust are. Uite ce crăcănată e. Uuu, sexy! Ha? Uh-huh. Sexy, sexy. Uite cum stă. Uite cum stă cu picioarele în sus, vezi? Uh-huh. Da. Uite să vă arăt și ce mănânc eu. Păstră cu mămăliguță. Un fresh de portocale. Și bineînțeles un sos de usturoi, vrei? Sos de usturoi? Are gust de pește. Are gust de pește, ha? Meu. Meu? Bun, hai să mâncăm acum. Filmare. Mi se pare prea faină atmosfera pe aici. Da, e frumos atmosfera, că de-aia am și venit aici. Ca să nu filmez. Am văzut terasele astea mari și m-am gândit că trebuie să fie lume și frumos. Uh-huh. Ceea ce nu m-am gândit este că nu-i mâncare aici. E, o să aici, vină. Aici trebuie să vii sătul. O să vină băut. Și cu sandvișurile alea. Cu... Ce-ți faci cu sandviș? Iei mai multe. O să-mi iau un sandwich normal și un sandwich de ăsta, french fries sandwich. Și cartofi prăjiți, vezi? Ăsta conține și cartofi prăjiți. Și sper că din asta două sandwich-uri să mă satur, sau eu știu. Deși am așa o bănuială că nu o să mă satur din două sandwich-uri. Depinde și cât sunt de mari, că dacă mai o jumătate de pâine, atunci e mare. Da. Este că scrie, nu scrie de cantitățile. 86 de grame. Da, e ceva, să știi. Cât e? Deci aproape 200 de grame are un sandwich. Dar deci oricum tot îmi trebuie două sandwich-uri. Nu sunt nici chiar așa de mari. Bun. Sau vrei să mergem în altă parte la un restaurant? Dacă durează mult, mergem. Aici.